Zeci de constanțeni au protestat ieri în fața prefecturii din Constanța. Oamenii au ieșit în stradă nemulțumiți de intenția autorităților de a-i obliga pe români să prezinte certificatul verde la locul de muncă. În jurul orei 16, oamenii s-au adunat pe platoul din fața prefecturii și au plecat mai departe în marș prin centrul orașului. Obligativitatea folosirii acestui document la locul de muncă, chiar și în mediul privat, a stârnit mai multe acțiuni de protest în ultima perioadă în aproape toată țara.